Bună seara și bun găsit la o nouă emisiune, Teologia în Actualitate. Este bucuria mea să vă spun bună seara și sper să fie și bucuria dumneavoastră să fiți conectați cu noi la această emisiune, care a început de câteva săptămâni și sper că e una folositoare pentru toți cei care ne urmăriți. Subiectele noastre pentru Teologia în Actualitate sunt inspirate din teologia biblică, adică din textul Sfintei Scripturi, luând carte după carte și descoperind împreună acele teme care sunt de actualitate, relevante pentru noi astăzi. Întreaga Scriptură este relevantă pentru noi, dar accentuăm anumite teme care actualitatea ne obligă să le luăm în considerare. De asemenea, subiectele noastre sunt inspirate și din teologia sistematică, dogmatică, acele subiecte care au de-a face cu doctrina. Și mai mult decât atât, ne-am propus ca să promovăm și literatura creștină și literatura teologică. În seara aceasta, tema noastră este, sper că una interesantă și discuția din seara aceasta, sunt sigur că va fi una interesantă și folositoare pentru noi toți. Nu închideți înainte de a asculta întreaga emisiune. Chiar dacă folosim cuvântul filozofie, în seara aceasta vom discuta pe înțelesul tuturor ceea ce este filozofia și teologia. În așa fel încât toți să fim îmbogățiți de ceea ce putem să descoperim împreună cu privire la această temă. Invitat în seara aceasta în studio este pastorul Costel Gioancă. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație! Este doctor în teologie și doctorant în filozofie, aproape finalizat doctoratul în filozofie. Foarte interesantă combinația aceasta dintre teologie și filozofie și personal spun că apreciez faptul că există și un alt domeniu pe care îl studiez și e foarte interesant. Nu sunt în domeniul filozofiei așa mult, mi-a plăcut mai mult dreptul decât filozofia, dar aș vrea să plec în seara aceasta de la o întrebare personală și anume, de ce pe lângă teologie, studiul filozofiei, mai era necesar ceva de completat în studiu pe care l-ai făcut? Da, mulțumesc pentru întrebare. Gustul meu pentru filozofie s-a născut așa, într-un mod foarte interesant, când încă eram la Timișoara, la Liceul Teologic Baptist, undeva prin clasa 11-a. Eram departe de casă, eu vin din județul Constanța de undeva și aveam timp în weekend să meditez, să filozofez, ca să spun așa. Și atunci am pus mâna pentru prima dată pe o carte foarte interesantă, Filozofia religiei de Norman Geisler. Și în momentul în care am citit cartea aceea, mi s-a aprins un beculeț așa și mi-am dat seama că filozofia nu este un fel de sperietoare neapărat, un fel de baubau de care trebuie să fugim, ci că există un mod foarte frumos, foarte articulat, în care filozofia poate să vină în sprijinul teologiei. Exact așa cum se spunea în perioada Evului Mediu, că teologia este regina științelor, iar filozofia este servitoarea ei. Mi-am dat seama că filozofia, dacă este bine construită, bine articulată și își păstrează limitele de competență, poate să vină în sprijinul teologiei. Și a fost prima dată când am simțit pe cerul gurii mele gustul acesta al filozofiei. N-am crezut că voi avea vreo aplicare mai serioasă asupra acestui domeniu. Am mers la Institutul Baptist din București, am parcurs ciclul studiilor de licență și când am ajuns la lucrarea de licență, într-un mod foarte interesant, am fost interesat de teologia practică și am făcut lucrarea de licență pe predicarea creștină, dar mai urmează ceva după acest titlu, în perioada postmodernă. Și în momentul în care m-am gândit la perioada postmodernă, vrând nevrând a trebuit din nou să intru și să studiez acest curent filozofic al postmodernismului și atunci, mai mult ca în timpul liceului, mi-am dat seama că, de fapt, filozofia ne ajută să facem teologie, să înțelegem teologia, să explicăm teologia, ne pune la dispoziție limbaj, concepte și înțelegem mai bine lumea în care ne aflăm, realitatea în care suntem. Și atunci, după ce am făcut și doctoratul în teologie, au trecut niște ani buni,
De atunci am terminat doctoratul în anul 2012 în teologie și Dumnezeu m-a călăuzit spre direcția aceasta de studiu a filozofiei, tocmai motivat fiind de dorința de a-mi îmbogăți, să spun așa, cunoștințele cu privire la realitatea aceasta în care sunt chemat de Domnul să slujesc, eu sunt și pastor și vreau să o fac într-un mod foarte eficient. Mi-am dat seama că nu tot ce înseamnă filozofie este rău, sunt și lucruri rele și probabil că vom discuta despre asta și m-a mai motivat și așa o înclinație mai apologetică pe care o am, văzând curentele contemporane și teza de doctorat în filozofie, mi-am scris-o pe tema postumanismului, adică cumva în ce mod tehnologia ne reconfigurează identitatea, aspirațiile și așa mai departe și am văzut acolo niște absurdități din punctul meu de vedere ca teolog, faptul că omul este redus la materialism, este o simplă materie, este pus pe același palier cu animalele, cu plantele, cu rocile. Ori când am văzut acest lucru, citind înainte să mă apuc de doctoratul la filozofie, am spus, nu se poate așa ceva, trebuie să fac și eu ceva, măcar puținul meu, că nu am eu pretenții mesianice, dar măcar acolo, în pătrățica mea, să fac și eu ceva. Ei, cam ăsta, pe scurt, este parcursul meu în acest domeniu și actualmente, slavă Domnului, sunt doar în procesul de pregătire a susținerii publice a tezei de doctorat. Acest lucru, lucrez la cursul de homiletică, predai cursul acesta împreună cu ceilalți colegi de la noi, de la institut. Cum te ajută, de exemplu, studiul filozofiei în intersecția cu homiletica? Păi, homiletica este un fel de produs final al multor altor discipline. Deci, homiletica pare foarte simplă, așa, la prima vedere, mai ales într-o cultură în care toată lumea are impresia că știe să predice și că nu trebuie să te pregătești deloc. Pare ceva foarte simplu, dar, de fapt, homiletica este un punct terminus, un rezultat final al teologiei biblice, al istoriei bisericii, al teologiei sistematice, al eticii și așa mai departe. Toate aceste materii vin și se proiectează în acest produs final care se numește homiletică. Ori dacă vrei să predici într-un mod eficient și vrei să predici unei generații actuale, că homiletica nu este doar un studiu biblic, să înțelegem ceva ce spune Biblia. Homiletica înseamnă o proclamare, o aducere în actualitate a unui mesaj biblic. Trebuie să știi cu cine stai de vorbă. Ori iată cum filozofia ne ajută pe noi să știm cu cine stăm de vorbă, ce fel de profil uman întâlnim acum. În plus, ne ajută să știm cu ce curente se confruntă ascultătorii noștri. Că noi ne uităm la ei, stau frumos în costum, în biserică, pe băncile lor așezați, dar oamenii aceștia, până să vină duminica la biserică, 6 zile merg la școli, merg la lucru, au tot felul de idei, se uită la tot felul de emisiuni, citesc tot felul de Sunt cărți. Sunt expuși la filozofie. Absolut. Și atunci, dacă noi nu știm cu ce curente interacționează, ce probleme sunt, cum putem să-i ajutăm și cum le putem predica relevant. Iată cum se îngemânează cele două. Poate cineva a auzit cuvântul homiletică. Homiletica este arta predicării, ca să traducem puțin pentru cei care nu sunt în domeniu. Dar aș vrea să mai definim câteva concepte. Conceptul de filozofie. Ce este filozofia până la urma urmei? Pentru că e folosit adeseori, nu mă lua cu filozofiile. Are de-a face cu conotații destul de abstracte, filozofia. Ce este, de fapt, filozofia? Da, filozofia are și o dimensiune foarte abstractă, fără doar și poate, este cel mai înalt nivel de abstractizare la nivel rațional al omului, dar ea, așa etimologic, dacă ne gândim, înseamnă o iubire a înțelepciunii, dar nu doar o iubire, că unii iubesc așa platonic ca să rămân tot într-un registru filozofic, ci și o căutare a înțelepciunii. Și când spun înțelepciune, nu înseamnă numai să fii deștept. Că mulți spun, domnule, dacă faci filozofie și oamenii, filozofii sunt oameni deștepți, nu despre asta e vorba, să ne îndeșteptățim, să zic așa, să folosesc un termen inventat acum pe moment. Ci mai degrabă este o iubire a înțelepciunii în unitatea înțelepciunii, în armonia dintre înțelepciune, adevăr și frumos. Deci este acea înțelepciune care întregește, o înțelepciune care mă conectează într-un mod legitim la realitate, care mă ajută să înțeleg cine sunt, în ce lume trăiesc, de unde vin, unde merg, ce este fericirea, ce este prietenia, ce este adevărul, ce este iubirea, ce este realitatea. Toate aceste întrebări care până la urmă, deși sună foarte abstract, noi ne lovim
de ele, în fiecare zi. Deci înțelepciunea, până la urmă, este o intersecție dintre adevăr și realitate, până la urmă. Deci există o intersecție între acestea. Deci filozofia se ocupă cu acest studiu, da? Da, da. Deci nu e doar dorința de a ști lucruri multe și de a afla informații, deci o acumulare de informații într-un registru enciclopedic. Nu despre asta e vorba, ci de o cunoaștere cât mai profundă, cu rădăcini cât mai adânci în realitate, astfel încât să putem să avem vieți frumoase, armonioase, cu sens. Și deja aici un pic ne sună poate și niște ecouri din zona teologiei, dar o să ajungem poate și acolo. Dacă ne gândim din această perspectivă, filozofie și înțelepciune, este oare Sfânta Scriptură o carte cu conotații filozofice? Putem vorbi de o relație între filozofie și Biblie? Este inclusă filozofia în Biblie? Cum ar fi perspectiva care... Absolut. Și aici deja este vestea bună și un lucru, un mit pe care, cu voia lui Dumnezeu, sper să reușim să-l demontăm în emisiunea aceasta, și anume că filozofia, per ansamblu, așa, grosso modo, este total împotriva Bibliei. Ei, nu este așa, pentru că Biblia conține idei filozofice, se intersectează în anumite privințe cu filozofia. Este mult mai mult decât filozofia laică și decât ce înțelegem noi prin filozofie, dar există o anumită dimensiune filozofică pe care o întâlnim în Scriptură, fiindcă, așa cum spunea cineva, tot adevărul este adevărul lui Dumnezeu. Și atunci filozofia bună reușește să prindă niște bucăți de adevăr, niște noțiuni. Biblia ne oferă cea mai înaltă revelație posibilă în această lume, pentru că ne-l prezintă pe Hristos. Și Hristos spunea în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci ne duce la nivelul superior, la nivelul maximal, la apogeul cunoașterii la care poate ajunge o ființă umană. Deci este mult superioară, dar ca orice lucru superior include și ceea ce este inferior. Și atunci există teme filozofice care stau la interfața dintre chiar dintre filozofia laică și biblică, doar că Biblia le clarifică. Putem să dăm ceva exemple aici de elemente filozofice în Sfânta Scriptură? Da, de exemplu, întreaga discuție despre adevăr. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ce înseamnă adevăr? Este o întrebare la care încearcă să răspundă și Biblia, chiar în cele 10 porunci avem să nu minți, nu? Este una dintre porunci, cumva o chemare la adevăr. Hristos ne cheamă să-L descoperim pe El ca adevărul absolut și total. Pe de altă parte, există un întreg demers în filozofie, în special în curentele filozofie antice, cele numite metafizică, în care se încearcă o înțelegere a adevărului și există filozofii, de exemplu, care prezintă adevărul ca și conformitate la realitate, deci o informație care corespunde cu corespondență cu realitatea. Există alte filozofii decadente care vorbesc despre adevăr în termenii relativismului, că de fapt nu există adevăr, ci totul este relativ. Deci aceasta este o temă. Apoi, despre Dumnezeu, păi Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu ca Dumnezeul personal, Iahve, care s-a revelat în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament, cum spune Evrei, capitolul 1, după ce ne-a vorbit în diferite moduri, s-a revelat în Hristos. Dar începând chiar de la presocratici, toți au încercat, Anaximene, Anaximandru, Tales, toți au încercat să-și imagineze de unde vin toate lucrurile, să găsească o sursă de început din care a izvorât realitatea. Și fiecare au încercat să dea niște explicații, logosul, rațiunea, care se spune nous în limba greacă, unul în altă parte, binele și așa mai departe. Deci Platon, Aristotel, toți au încercat să înțeleagă și au ajuns cu toții la o concluzie că trebuie să existe ceva. La ei nu întâlnim la nimeni un Dumnezeu personal ca în Biblie, dar toți au intuit, au avut această intuiție că există ceva din care vin toate, din care izvorăște realitatea. O sursă comună. O sursă comună. Iată o temă importantă. Apoi, tema fericirii și
a eticii. Păi în Scriptură avem de la Geneza până la Apocalipsa chestiuni legate de moralitate, de etică, de modul în care suntem fericiți dacă ne poziționăm într-o relație corectă cu Dumnezeu, cu semenii, raportarea la autorități și așa mai departe. Ori filozofia încearcă să răspundă la această întrebare. Cum poate să fie omul fericit? Și există mai multe teorii și teorii peste teorii care încearcă să răspundă la această întrebare. De exemplu, chiar în stoicism, dacă ar fi să mă gândesc acum, este o mică asemănare, spune să trăiești în acord cu natura. În stoicism, natura ia într-un fel locul lui Dumnezeu și spune, dacă vrei să fii fericit, nu te pune cu natura. Încearcă să vorbești pe limba ei și dacă te împinge din spate, du-te în față, dacă te împinge din față, du-te în spate, mișcă-te, dansează odată cu mișcarea asta. Și cum am spus, natura este un fel de Dumnezeu impersonal în stoicism. Ori iată că în Scripturi, fericirea, spune psalmistul, pentru mine este să mă apropii de Dumnezeu și din punct de vedere creștin, fericirea este să mergem în acord cu voia lui Dumnezeu. Acela este omul fericit care iubește pe Dumnezeu, care respectă cuvântul lui Dumnezeu. Deci, iată teme de intersecție pe care le găsim în ambele domenii, doar că, așa cum am spus, trebuie să vedem care sunt limitele în filozofia laică și pentru mine, vreau să mă mărturisesc ceva și imediat închei, înainte să mă apuc de doctoratul în filozofie, am avut de mai multe tentative după ce am terminat doctoratul în teologie, dar nu m-a lăsat soția. Iar eu, cum sunt un bărbat ascultător, nu m-am apucat. Și de ce nu m-a lăsat soția? Bine, acum exagerez un pic, dar îmi spunea, măi, văd că mulți când studiază filozofia se îndepărtează așa de Domnul, de Scripturi și parcă avea o reținere în inima ei. Și când a venit anul 2017 și m-am înscris la filozofie și am vorbit din nou cu ea despre dorința asta pe care am spus, da, du-te, am toată convingerea că este bine. Și într-adevăr vreau să spun un lucru, după 3 ani în care am studiat intens doar asta, sau doar asta, în mare parte filozofia, am ajuns să fiu și mai convins de credința mea în Dumnezeu, să fiu și mai convins că Biblia este cartea lui Dumnezeu, este inspirată, nu m-a îndepărtat deloc de Dumnezeu, dimpotrivă, m-a ajutat. De aceea eu critic filozofia și o judec prin prisma Scripturii, dar nu critic Scriptura. Deci ea mă critică pe mine. Ea este cea care mi-arată adevărul. De asta filozofia e bună dacă ai lentilele potrivite, dacă nu, poate să fie otrăvitoare. Cum am explicat că toți suntem la relația biblic-filozofie, filozofia Biblie, filozofia față de Sfânta Scriptură? Versetul acesta în Coloseni 2:8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgirile, cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Ce vrea Apostolul Pavel să spună aici? Ai grijă să nu fii furat. Ce ar putea să ne fure filozofia? Păi, filozofia ne poate fura pentru că există un mod de a face filozofie în afara existenței lui Dumnezeu, bazându-te strict pe rațiune, adică refuz revelația, refuz credința, care este un nivel superior de cunoaștere. Nu este o lipsă de cunoaștere cum cred unii credință, o aruncare în gol prostește. Nu, credința este un nivel superior de cunoaștere, ori dacă te limitezi doar la rațiune, practic, ai un handicap în a înțelege realitatea și poți să o privești doar sub soare, așa cum încearcă să o prezinte Solomon, și dacă te rezumi doar sub soare, multe lucruri n-au sens, poți să trăiești multe lucruri într-un mod greșit, asta este o ispită. Cealaltă ispită este că întotdeauna cunoașterea îngânfă și te face să fii mândru. Și dacă nu ai revelația și nu ai credința care să-ți arate că de fapt avem nevoie de har și că eram păcătoși și Hristos a îndurat de noi și că ce suntem prin El, dacă te rezumi doar la asta, poți să fii o persoană foarte mândră și foarte împietrită la cercetarea lui Dumnezeu și să crezi că prin rațiunea ta poți să rezolvi toate problemele lumii. Asta este și o doctrină a scientismului, a celor care cred că știința poate să rezolve absolut orice problemă a umanității. Iată că nu e chiar așa, vezi virusul cu care ne confruntăm și nu putem să rezolvăm atât de simplu precum credeau unii corifei ai scientismului. Deci astea sunt niște pericole, o lipsă de înțelegere a întregii revelații și, dimpotrivă, o mândrie care ne ajută să mergem spre păcat. Când Pavel scrie aceste lucruri, ei se confruntau cu o lume agnosticismului, cu o provocare a unei filozofii
de inspirație neoplatonică, o filozofie care, mă rog, spunea că realitatea materială este intrinsec rea și chestiuni de genul acesta și duceau pe oameni să creadă că există un fel de cunoaștere tainică, ascunsă, doar pentru niște inițiați. Și nu poți să ajungi la adevărata cunoaștere. Absolut, deci chestiuni de genul ăsta și putea să-i fure așa, dar să pleci de la niște filozofii decadente, anti-Biblie și există astfel de filozofii, dar să arunci toată filozofia la coșul de gunoi pentru că există și așa ceva, mi se pare o mare greșeală. Nu ar trebui să facem asta, pentru că la fel cum există filozofii greșite, există și teologii greșite. Și liberalismul nu? În teologie a fost exact. Și este. Și atunci, dacă există liberalism, o să spunem, gata, fraților, nu mai studiem teologia deloc, pentru că, iată, există așa ceva. Deci, trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri. Și mi-a plăcut ceva ce spunea R.C. Sproul în formarea lui, că și el a avut o intersecție cu filozofia. Și spunea că tot așa, când s-a înscris la filozofie să studieze, au venit prieteni în toată lumea și ai spus, a, ce să faci, îți pierzi vremea, te fură filozofia, citau din versetul acesta. Și el a spus așa, nu numai că a descoperit multe lucruri frumoase, dar spunea el în limba engleză, este un joc de cuvinte. If you want to beware of bad philosophy, you have to be aware of philosophy. Și asta s-ar traduce, dacă vrei să te ferești de filozofia greșită sau rea, trebuie mai întâi să o conștientizezi, să știi de ce să te ferești. Deci, de asta noi trebuie să facem, cum ne îndeamnă Apostolul în Tesaloniceni, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Există artă și teorii ale esteticii bune și decadente. Există teorii etice bune și altele decadente. Teologii, cum am spus, filozofii. Toate marile științe umaniste au acest risc al devierii de la realitate. Uneori chiar și în științele exacte mai sunt anumite lucruri interesante, dar nu intrăm în zona asta. Dar apoi dacă vorbim despre științele umaniste. Dacă privim dintr-o perspectivă a științei, teologia și filozofia, care sunt diferențele între teologie și filozofie? Diferențele sunt acestea. Ele au și puncte comune în sensul că sondează realitatea. Un profesor de la Michigan, George Mavrides, care a murit anul trecut, spunea așa, ce au în comun ele? Că e bine să vedem ce au în comun, că așa vedem și diferențele. Spunea că ce au în comun cele două, sau ce are în comun Atena și Ierusalimul, este o realitate a lui Dumnezeu. Faptul că fiecare încearcă să înțeleagă realitatea. Deci, o încercare de a descifra lumea și universul în care trăim. Asta au în comun. Diferența care este? Că filozofia încearcă să descifreze universul și lumea în care trăim cu temele majore, cu lucrurile profunde ale sufletului uman, cu marile întrebări ale umanității, strict bazându-se pe rațiune și pe capacitatea de abstractizare, pe logică, pe argumentare, și acest lucru este bun până la un punct. Teologia însă este o știință care încearcă să ne-l descopere pe Dumnezeu, nu ignorând rațiunea, ci bazându-se pe rațiune, dar mergând la, cum spuneam, la cel mai înalt nivel de cunoaștere umană, care este o cunoaștere prin revelație și o cunoaștere bazată pe credință. Și în momentul în care avem acest lucru, vorbim despre o știință care ne ajută să înțelegem realitatea, să înțelegem pe Dumnezeu atât cât se poate înțelege, evident că nimeni nu poate înțelege totalmente pe Dumnezeu, la nivelul maxim posibil și mai mult decât atât, să o facem într-un mod mântuitor. Că practic teologia ne-l prezintă pe Dumnezeu, dar nu doar așa ca să știm ceva despre Dumnezeu, ci ca să ne așeze într-o relație cu Dumnezeu. Să știm că Dumnezeu există, că noi existăm și avem ființa în El, că prin păcat am rupt relația cu El, că El s-a întrupat și a murit pentru noi ca să restabilească această relație și că va veni după noi și ne va duce în ceruri unde vom petrece veșnicia alături de El. Deci teologia este o descriere a ființei lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu prin care noi oamenii putem să fim mântuiți și putem să accedem la, în mod corect la această realitate. Filozofia se rezumă la rațiune și rezumându-se la rațiune nu are această explicație pentru Dumnezeu și nu găsește niciun mod
de a da sens istoriei. Filozofia nu reușește să dea un sens istoriei. Ea mai degrabă încearcă să ne dea anumite căi de evadare, care niciodată nu mai vin, nu? Budismul încearcă să ne facă să evadăm din lumea aceasta, marxismul ne prezintă o împărăție mesianică care nu mai vine niciodată, doar creștinismul ne prezintă o istorie care are cap și coadă, o istorie cu sens, o istorie în care Dumnezeu lucrează și El este în control. Deci, modul în care înțelegem realitatea pe Dumnezeu, creația, rostul nostru în lume, diferă. Dacă te limitezi la filozofie, ajungi până la un punct și dacă nu mergi mai departe, riști apoi să ajungi la concluzii greșite, cum au ajuns, și poate o să vorbim un pic despre filozofiile contemporane decadente. Dacă mergi mai departe și vezi că revelația și credința este în prelungirea rațiunii și nu împotriva ei, că asta vreau să mai punctez, e foarte important. Mulți spun, domnule, credința și rațiunea sunt două lucruri opuse. Pe asta nu le poți împăca nici cum. Câinele alb și câinele negru. Ce-a făcut comunismul din nou? Ei ne-au băgat în cap aceste lucruri. Exact, au confiscat. Deci au confiscat adevărul cu privire la această relație. Dar întotdeauna credința are conținut. Dumnezeu nu spune niciodată crede, punct. Crede ce? Crede în ce? Crede până când? Crede de ce? Cum? Deci întotdeauna ți se cere să crezi, dar ți se oferă un conținut. Credința creștină are conținut. De asta întotdeauna, și când spune mântuirea vine de la iudei și așa mai departe, încearcă acolo să recupereze întreaga istorie a Vechiului Testament și întreaga revelație de până atunci. Nu sărim așa, hop, de aici, dincolo, cum este acum tendința, mulți care vor să facă teologie din aceasta amatoricească sau sunt antiteologie, că este și un curent antiteologic și anti-intelectualist, nu doar antifilozofic, foarte profund în zilele noastre, da. Vor să vină cu lucruri așa, care nu se mai conectează la trecut, la istorie. Ei apar ca și cum acum s-ar fi născut pe pământ. Și cum spuneam odată, îi spun, eu nu am doctorat, n-am teologie, că nici ucenicii Domnului Iisus Hristos n-au avut nici doctorat, nici teologie. O ipoteză foarte falsă. Ucenicii Domnului Iisus Hristos au fost în școala lui Iisus. Absolut. Deci nu există. Ei au fost pregătiți pentru lucrare. Dar dacă ar fi, dacă am înțeles bine, de fapt, diferența între cele două este centrarea pe rațiune și centrarea pe revelație. Teologia se centrează pe revelație, filozofia pe rațiune. Filozofia are întrebări, are căutări, are răspunsul limitat în general la nivelul rațiunii și a căutărilor raționale, pe când teologia ne ridică puțin mai mult, ne duce spre a găsi răspunsuri și răspunsurile acestea nu vin dinspre noi, spre Dumnezeu, ci vin de la Dumnezeu spre noi. Dar când mă gândesc, oricum, filozofia s-a schimbat în cursul anilor și există o istorie a filozofiei. Care sunt filozofiile contemporane care constituie un pericol pentru învățătura creștină? Că am vorbit puțin deja, am atins latura aceasta, că nu toată filozofia este bună, are căutări, are intersecții cu teologia, sunt puncte convergente, puncte divergente, dar care ar fi aceste filozofii contemporane? Da, acum, în general, în fiecare epocă există o filozofie dominantă și la umbra ei sunt mai multe ciupercuți, așa, încercări de viraj în stânga, în dreapta, dar există niște mari filozofii, puncte de vedere asupra lumii și a vieții. Și de ceva ani, de până anii 60-70, filozofia care a început să domine lumea, și când spun lumea, mă refer în special la Occident, la lumea vestică și lumea din care ne adăpăm și noi cât de cât, nu atât de mult, nu vreau să intru în zona orientală, în Asia, India și zona aceea, acolo e mult mai complicată toată chestiunea. Dar dacă vorbim de lumea occidentală, această filozofie se numește postmodernism. Și așa, după cum îi spune și numele, vine după modernism și vine ca o reacție față de modernism. Și acest postmodernism, el per total, nu poți iarăși, că asta trebuie să înțelegem, că întotdeauna trebuie să lucrăm cu nuanțe. Marea problemă este când
și facem noi cu oamenii asta. Ai pus la cineva eticheta pe frunte și ai spus ăsta e rău, ăsta e bun, ăsta e rău, ăsta e bun și ai pus pe fiecare la locul lor. Ei, oamenii nu sunt chiar așa. Oamenii au și rele și bune și la fel și filozofiile astea au și rele și bune. Și postmodernismul nu este totalmente rău. El vine și cu lucruri pozitive. Dar există niște lucruri periculoase de care trebuie să ne ferim. Și anume, postmodernismul are o abordare foarte relativistă și individualistă asupra realității. Cumva s-a rupt cheagul, să zic așa, ca la brânză, cum pui să se închege. Folosesc niște metafore așa cât pot de clare. Dacă brânza are nevoie de, laptele are nevoie de cheag ca să se închege, să devină brânză, la fel noi ca oameni, cu fiecare cu povestea lui, nu-i așa? Eu am povestea mea, altul are povestea lui, fiecare avem povestirile noastre sau micro-narațiunile noastre, avem nevoie de un cheag care să le prindă pe toate și să ne dea un sens al vieții, o macro sau o meta se numește narațiune. Ori, asta exista până în postmodernism. În postmodernism s-a spart această meta-narațiune și cumva fiecare cu povestea lui devine autoritatea supremă. Adică eu sunt autoritatea maximă și ce gândesc eu și ce simt eu, așa este și eu am dreptate și am adevărul. Dumitale, poți să spui exact invers decât mine, dar ai dreptate și tu și așa mai departe. Deci toată lumea are dreptate, toți au adevărul, chiar dacă lucrurile se contrazic și se bat cap în cap unele cu altele. Problema unde este aici? Că lipsește acea ancoră, acea umbrelă care să dea un sens vieții și am intrat într-un viraj din acesta, într-o vrie descendentă, într-un vârtej amețitor care ne conduce spre angoase și spre panici nemai întâlnite în istorie. Deci fenomenul acesta al temerilor, al depresiei exacerbate, al lipsei de sens în viață, creșterea alarmantă a sinuciderilor, există statistici recente în Statele Unite, în rândul adolescenților, doar în câțiva ani, cum s-a dublat numărul sinuciderilor și așa mai departe, toate acestea, de unde vin? Vin din închiderea noastră în finitudine. Adică dacă eu rămân numai eu cu povestea mea, pe mă satur de mine până la urmă. Oricât aș fi de frumos, de deștept, de interesant, până la urmă te satur de tine. Vezi că nu ești atât de profund cât îți imaginezi. Ai câteva cărți pe care le joci și până la urmă spui destul. Ai nevoie de ceva mai mult decât atât. De aceea ființa umană a fost creată cu nevoia de transcendent, cu nevoia de Dumnezeu. Asta este și teza lui Eliade, care vorbește despre homo religiosus, studiind fenomenul acesta al istoriei religiilor, a constatat, chiar dacă unii pe căi greșite, că în toate culturile oamenii caută într-un fel transcendentul, caută să se închine la ceva. Și asta e problema în postmodernism. Am ajuns să relativizăm adevărul, să respingem autoritatea, individul să devină norma supremă, să distrugem ideea de comunitate și odată cu asta anumite virtuți umanitare, prețuirea pentru celălalt, sacrificiu, lucruri care au fost în istorie. Și astea sunt provocările pe care le avem. Sigur, ce aduce bun postmodernismul? Aduce o deschidere spre autenticitate, spre valorizarea personală, nu mai treci numai în paradigmele unor instituții, taci și fă, că așa trebuie, se deschide drumul spre a creativitate mai mult, inovație, deci sunt câteva lucruri pozitive. Da, nu cumva și postmodernismul în abordarea aceasta este și în reacția lui față de modernitate aduce și o schimbare dinspre rațiune. Da. Spre mai mult spre sentiment. Absolut. Spre cum ar trebui privit, într-un fel el aduce o schimbare în filozofia focalizată pe rațiune. Da, păi asta a fost, deci de la epoca luminilor care au fondat modernismul, rațiunea devenise Dumnezeu. Exact, de la Descartes, începând cogito ergo sum, gândesc, deci există, de acolo s-a inaugurat o întreagă tradiție filozofică a raționalismului, un raționalist care a devenit așa un fel de monstruleț, pentru că el a ignorat multe alte realități ale existenței, fațete ale existenței și ale ființei umane. Nu poți să reduci totul la rațiune. Omul are și voință, are sentimente, există elemente intuiției, există elemente, intenționalitatea, de asta în fenomenologie s-a redescoperit ideea de intenționalitate. Dar în postmodernism, exact cum spuneați, se ajunge la un accent foarte puternic pus asupra afectelor, a sentimentelor, ceea ce nu este neapărat un lucru rău
totalmente, pentru că avem nevoie și de o revitalizare, că prea eram noi așa, prea serioși și prea nu mai puteam vorbi cu alții decât foarte, unul cu altul decât foarte protocolar, dar s-a deschis un pic ideea asta, dar când ajungi ca sentimentul să-ți dicteze deciziile, aici este problema, pentru că sentimentele noastre sunt schimbătoare și sentimentele noastre ne fac să avem reacții exagerate. Fie ne temem, fie ne supărăm prea tare, fie ne bucurăm prea tare, și atunci deciziile pe care le luăm nu sunt întotdeauna cele mai bune decizii, nici măcar în raport cu Dumnezeu și în raport cu semenii. Și ele trebuie echilibrate, ele trebuie întotdeauna să meargă împreună, și rațiunea și sentimentul. Deci, de la centrarea pe rațiune, care filozofia modernă și istoria filozofiei în mare parte a avut-o, s-a mutat accentul pe centrarea pe simțăminte, pe sine, pe cum simt eu, și acest lucru a redus definirea adevărului până la urma urmei în funcție de cum simt eu. Exact. De asta se și numește postmodernismul epoca post-adevăr. Pentru că în această perioadă nu se mai vorbește despre adevăr tare. Ideea de adevăr de slab. Gianni Vattimo are o întreagă teorie pe teologia slabă și pe gândirea slabă. Deși sună slab, el încearcă să o prezinte în mod pozitiv, ca și cum ar fi ceva deosebit. Dar asta este ideea, că și aici apare ideea de neotoleranță. Poate merită puțin menționat, că tot în ideea cu ce este periculoasă filozofia actuală. Pentru că toleranța, ce însemna toleranța înainte? Dom'le, eu cred ceva. Da, asta cred eu. Dumitale, crezi altceva? Eu nu cred ca tine, dar nu-ți dau un cap, nu te omor. Te las să crezi, te respect ca ființă umană, îți respect demnitatea și fiecare cu adevăr. Asta era toleranța, însemna să-l lași și pe celălalt să respire, să trăiască și altul care nu crede ca tine. Neotoleranța ce face? Vine și spune, nu numai că tu crezi altceva decât crede celălalt, dar nu mai ai voie să spui că ce crezi tu este adevărat și ce crede celălalt este fals, adică nu mai ai voie să aspiri la ideea de adevăr absolut, că există un adevăr nenegociabil. Deci ca să fii acum tolerant în vremurile noastre sau neotolerant, înseamnă să spui toată lumea are dreptate, suntem o familie mare și fericită și nu contează. Nimeni nu spune de fapt când decontezi, că e ca la matematică, ecuația asta undeva are și un egal și trebuie să dai un rezultat, nu? Chiar dacă șirul e foarte lung. Nimeni nu spune când ajungi să decontezi, cum gestionezi până la urmă. Nu? Dacă ești ecologist foarte puternic și spui că na, capra nu mai trebuie să mănânce iarbă, că și iarba are viață și capra are viață și când vrea să mănânce capra, iarba, cum o împaci? Până la urmă, cine pe cine mănâncă? Deci, dacă nu ai niște... Iarba pe capră, păi, probabil. Cam acolo se ajunge. Acolo se ajunge, pentru că această perspectivă care sună foarte modernă și foarte așa siropoasă, domnule, lasă-i pe toți să se bucure, toți au dreptul la fericire, lasă-l pe fiecare cu adevărul, nu contează că omul ăla e bolnav și are cancer, lasă-l să creadă că e cel mai sănătos om, chiar dacă moare, nu-l trata, nu-l ajuta. Deci când sună foarte bine și umanist așa chestiunea asta, dar adevărul este că dincolo de asta ne confruntăm cu divorțuri, ne confruntăm cu copii care mor de foame, ne confruntăm cu violență domestică, ne confruntăm cu calamități naturale, ne confruntăm cu pandemii, ne confruntăm cu toate astea. Și când ajungem la aceste rezultate ale ecuației care cutremură omenirea, degeaba mai vii atunci cu povestea siropoasă că toți suntem... Lase pe toți că egal. Nu mai rezolvă. Și interesant este că, în ciuda pretenției de toleranță, am devenit o societate destul de intolerantă. Adică, da. Într-un fel, adevărul meu, nu am voie să-l spun, dar adevărul altuia trebuie să predomine în societate. Interesant, m-aș întoarce acum aici la discuția aceasta despre filozofii care cumva sunt periculoase pentru teologie și aș aduce puțin și în discuția, aș pune aceste lucruri și în lumina eclesiologiei, doctrina despre biserică, și m-aș întoarce la aspectul de simțăminte, cum sunt văzute aceste lucruri. Am văzut că unele biserici cumva îmbrățișează acest lucru, simțămintele, și al doilea lucru care l-am observat și aș vrea să-l discutăm este legat de acest lucru
și celălalt are dreptate, a dus tocmai în spectrul discuției despre teologie și adevăr în biserică. Da, legat de simțăminte, sigur, nu cred că a existat, după părerea mea, o epocă în istoria omenirii mai axată, și în istoria creștinismului, că vorbim despre creștinism, mai axată pe sentimente decât acum. Este o întreagă retorică a sentimentelor și a sentimentalismului care se decantează în toate formele de exprimare cultică și liturgică, inclusiv în, foarte interesant, în cultele mai tradiționale are loc un viraj din ăsta spre sentimentalism. Da, e interesantă discuția asta, cred că ar merita chiar mai mult abordată. Și ce se întâmplă? În predici, cântece, rugăciuni, decor, deci până și la arhitectură, în stilul arhitectural se vede acest accent și această mutare asupra sentimentelor. Ce se întâmplă? Lucrul acesta era de așteptat, pentru că filozofiile întotdeauna își găsesc o finalitate practică în toate domeniile și în societate, și era de așteptat să se întâmple și în biserică. Dar eu nu văd un lucru rău în asta, câtă vreme sentimentele nu sunt rupte de revelație și de rațiune. Deci dacă lăsăm loc pentru exprimarea sentimentelor în contextul adevărului biblic, în contextul rațiunii, este ok, pentru că Domnul ne spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și pocăința, adecvarea noastră la voia lui Dumnezeu, cum apare în Roman capitolul 12, să nu vă mai potriviți chipului veacului, ci să vă potriviți, să deosebiți voia lui Dumnezeu, spune, prin metanoia, prin înnoirea minții. Deci, noi reușim să fim pe coordonata voiei lui Dumnezeu mai întâi printr-o înnoire a minții. Și când se înnoiește mintea, că noi, după ce gândim ceva și facem ce gândim, atunci începem să dăm drumul și la sentimente care sunt în acord cu această gândire bună. Problema cu sentimentalismul rupt de rațiune și rupt de revelație, acolo apare. Când oamenii, de exemplu, au niște derapaje, un fel de deviații, de delir mistic, care apare chiar și în bisericile cu o orientare mai evanghelică, unele, sau își spun ele că sunt mai evanghelice, nu știu dacă chiar evanghelice sunt, dar apare această dorință de a uita de tine, de a uita de Dumnezeu, într-un fel de nirvana de genul acesta. Deci sunt niște influențe New Age, chiar sunt, pentru că în postmodernism sunt influențe New Age. Și aceste influențe New Age prin postmodernism au intrat în cultele creștine. Și ideea asta, să te simți tu, să te pierzi în oceanul iubirii lui Dumnezeu, bun, dar dacă te pierzi acolo, cine te găsește? Că nu știi pe unde te pierzi, s-ar putea să dai de cineva de care nu vrei să dai. De asta conectarea la Dumnezeu este întotdeauna holistică. Da, care include și rațiunea. Noi trebuie să știm cu cine stăm de vorbă. Trebuie să știm de ce simt eu să închid ochii, de ce simt nevoia să ridic mâna, cine este cel pe care îl laud, cum este. Și atunci asta mă va feri pe mine să nu cad în extreme, pur și simplu să am un comportament total nepotrivit cu revelația Bibliei și până la urmă cu decența, că nu mai vorbesc de apucături, probabil cum știți, râsul sfânt, lătratul sfânt, cum sunt în unele biserici. Toronto Blessing, exact, fenomenul Toronto Blessing de la Toronto. Da. Deci, într-un fel, sentimentele nu sunt de neglijat, pentru că noi suntem o ființă complexă, dar atunci când noi accentuăm sentimentele și facem din ele elementul central al închinării noastre, al predicării, atunci pericolul este să aducem toate lucrurile în direcția aceasta. Și că tot vorbim de predicare și e domeniul în care lucrez, poate și dorința de a produce predici care să stânească sentimentele. Știu că, spun sincer acum, și eu am avut multe frământări cu emisiunea aceasta, am știut că uneori nu va avea
o largă căutare, că nu voi face subiecte bombastice, sentimente, nu e nici felul meu și nici nu cred că trebuie să avem o abordare echilibrată. Dacă vrei astăzi în lumea creștină să vii așa, să produci sentimente, să ai mulțimi, adeseori trebuie să exploatezi acest mers al lumii, aceste filozofii. Deci e un element poate la care trebuie să gândim cum filozofia de fapt și-a pus amprenta asupra manifestării noastre în comunitatea creștină. Dar dacă ar fi să vorbim puțin despre, fiecare are părerea lui. Frate, tu cu părerea ta, eu cu părerea mea. Cum ar trebui privit lucrul acesta? Nu cumva am îmbrățișat filozofia aceasta contemporană în sânul comunității creștine? Sigur că da, păi, tocmai asta este problema, că ceea ce vedem în societate, din păcate, a pătruns și în biserică. Ideea că mai multe persoane pot să aibă păreri diferite și toată lumea să aibă dreptate. Ori aici intrăm într-un joc foarte dificil, la cui părere este mai importantă, care câștigă, și de aici apar luptele. Și noi nu avem altă șansă, pentru că discuția poate să fie mult mai complexă, putem să intrăm chiar în aspecte care țin de leadership-ul bisericesc, unde și aici e nevoie de reformă și de multe aspecte de genul ăsta. Dar ce se întâmplă în biserici e faptul că noi nu ne putem permite să spunem trebuie să faci așa fiindcă așa îți spun eu și că eu știu mai bine decât tine. Oricât ai fi de învățat, oricine ai fi, poți să fii de 100 de ani pastor, poți să ai 17 doctorate, nu contează cine ești. Noi toți trebuie să spunem, asta spune cuvântul lui Dumnezeu, și pentru că Domnul spune așa, eu sunt primul care vreau să mă supun și noi toți trebuie să ne supunem. Deci, mai degrabă decât o etalare a gusturilor personale, o bătaie cu pumnul în masă că eu am dreptate, o justificare a poziției prin tot felul de argumente care sunt mai degrabă din cultură, de ordin personal, de gusturi personale, de atac la persoana, ad hominem, cum se numește, când nu mai ai cuvinte, începi să ataci persoana și tot felul de ca să câștigi, toți trebuie să ne supunem cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate pretinde că înțelege perfect orice lucru. Deci dacă eu mă duc la biserică la mine și spun toată lumea încolunați-vă că vine Costel să vă explice absolut orice taină și ce vă spun eu, este greșit. Este o căutare împreună. De asta punem Biblia în mijlocul comunității. Noi căutăm împreună adevărul, dar măcar să știm că îl căutăm. Deci nu că l-avem fiecare cum credem noi, chiar dacă ne contrazicem unul cu altul, ci să rămânem la... Să-l căutăm și unde să-l căutăm. Exact. Să rămânem la concluzia că există adevăr absolut, că acest adevăr este în Hristos, că El ne-a fost revelat în Scripturi și că toată viața este o căutare și o aproximare a adevărului până când vom ajunge în cer și vom cunoaște totul pe deplin. Atunci o să avem imaginea fără niciun pic să nu mai fie blurată. Până acolo mai avem deficiențe, dar asta a făcut în istoria creștinismului, asta a făcut biserica și a ținut-o stabilă. A fost într-o căutare, a crezut că există adevăr absolut și a fost în căutarea acestui adevăr. Problema nu este când oamenii au păreri diferite și încearcă să caute adevărul, că asta duce la, până la urmă, o distilare mai bună a adevărului. Nu? Și Pavel spune, e bine să existe păreri între voi, că așa înaintăm și căutăm mai bine. Nu, noi nu vrem să fim precum comuniștii. Vine tătu cu dictatorul și ne spune la toți ce avem de făcut. Nu asta trebuie să se întâmple în biserică, ci oamenii trebuie lăsați să pună întrebări, să le spună păstorilor și așa ce îndoiele au, unde nu înțeleg. Trebuie să facem studii biblice, să predicăm. Deci e bine să căutăm, dar să plecăm de la premiza că există adevăr, că există un singur adevăr absolut, este adevărul Dumnezeu, că acesta ne-a fost revelat în formă maximală în Scripturi și mai ales în Hristos și că toți ne străduim cu respect, cu iubire unii față de alții să căutăm acest adevăr, dar nu că nu contează, știți, și aici se încalcă, de asta ajută filozofia, că se încalcă principiul non-contradicției, un principiu care ne spune clar că nu poți să spui două lucruri contrare în același timp și cu privire la același lucru. Nu pot să spun paharul ăsta este gol și este plin. Da, odată pot să spun că este gol, altă dată pot să spun că este plin, dar în momentul ăsta nu pot să spun că este și gol și plin, că încalc... Și de fapt două principii care sunt în contradicție nu conduc la adevăr, de fapt. Da, ori acum în biserică
Asta este, acesta este trendul și bisericile cele mai evoluate și cele mai emancipate sunt considerate cele în care lumea poate opera cu încălcând principiul non-contradicției și totuși să fiecare să fie fericit. Pentru că, de fapt, devine sunt alte interese personale pe care oamenii le au și nu mai vor să găsească adevărul. Asta se întâmplă. Dacă ar fi puțin să ne apropiem de... Am parcurs filozofia și scriptura, filozofia și eclesiologia, comunitatea, dar când reducem această discuție la nivelul personal, cât de important este să avem o filozofie bună despre lume și viață? Cum să selectăm filozofiile? Ce să fac eu personal, ca și un credincios? De ce e important? Frate, eu n-am nevoie de teorie. Ce mai mult spun? Eu n-am nevoie de teorie, eu vreau ceva practic. Da. Acum, există filozofie ca studiu, ca abordare tehnică, așa cum am mai vorbit în emisiunea aceasta, dar nimeni, nu există om pe pământul acesta care să nu aibă o filozofie. Deci, într-un sens larg, toți oamenii au o filozofie de viață. Și cei care spun, eu nu vreau să am o filozofie de viață, aia este filozofia lui de viață. Deci, filozofia lui că nu vrea să aibă exact, o filozofie. Exact, deci aceea este o filozofie. Deci, orice om care gândește, spre deosebire de animale, că de asta Dumnezeu ne-a creat cu rațiune, în momentul în care gândești, filozofezi. Orice gândești. Pentru că, practic, faci niște afirmații, te gândești la realitate, la înțelepciune, la ce vrei să faci. Nu poți să ajungi la performanța aceea care în religiile asiatice, mistice, să ajungi să nu mai gândești nimic, aia e performanța superioară. Câtă vreme gândești, faci filozofie. Și atunci, există, dacă tot avem o filozofie, toată lumea, de la cel mai simplu om, de la ultimul cătun din țară, până la oamenii din cele mai prestigioase universități, dacă tot avem o filozofie de viață, măcar să avem o filozofie de viață bună. Și ce înseamnă o filozofie de viață bună? Înseamnă ca eu să trăiesc viața la modul practic. Vorbeam de practică. Ce înseamnă practică? Pentru ce mă scol dimineața? Cum îmi trăiesc ziua? Cum mă port cu semenii? Cum îmi folosesc timpul? Cum îmi folosesc banii? Cum îmi folosesc sănătatea? Pentru ce îmi fac o familie? Pentru ce merg la școală? Pentru ce merg la lucru? Ce fac în vederea morții? Cum mă pregătesc pentru moarte? Ce urmează după? Sunt foarte lucruri practice lucrurile astea, că moartea e mai practică decât orice. Și atunci, când te gândești la aceste aspecte, ar fi bine să găsim răspunsuri la toate întrebările astea potrivit cu Biblia. De aceea există o concepție sau o filozofie, dacă vreți, creștină despre lume și viață. Adică trebuie să ne dezvoltăm un mod biblic de a privi viața și nu un mod materialist, individualist și câte și câte sunt. Și atunci, la nivelul foarte practic, eu vreau să invit pe toți cei care ne urmăresc. Și ar fi bine ca fiecare om să citească Scriptura, pentru că în Scriptură găsim Cuvântul lui Dumnezeu și Biblia ne ajută să dezvoltăm. Nu trebuie să citești nu știu câte cărți de filozofie și nu toți avem aceleași chemări, nu toți avem aceleași daruri, dar toți avem aceeași demnitate umană și chipul lui Hristos în noi, cum ne-a creat Dumnezeu. Dar fiecare acolo unde este, că ești într-o fabricuță, că ești la țară la câmp, că ești în oraș la o facultate, că ești inginer, că ești doctor, nu contează ce ești, încearcă să te trezești dimineața trăind pentru gloria lui Dumnezeu. Încearcă tot ce faci să faci ca pentru Domnul. Încearcă să îl iubești pe Dumnezeu și pe semenii tăi. Încearcă să dezvolți roata Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, înfrânarea poftelor, blândețea, credincioșia. Încearcă să-ți dai seama că nu ești o persoană perfectă și că ai nevoie să crești și fii deschis la asta. Lasă-te sfătuit. Și multe, multe. Deci, Biblia, dacă citești Biblia, Biblia este ca o oglindă care mereu te ajută să-ți formezi filozofia corectă despre viață. Cu siguranță, Biblia aceasta este predicată, este adusă în discuții prin emisiuni. Cum ar fi sau ce ar trebui să facă un creștin în vederea construcției unei filozofii bune despre lume și viață? Am înțeles să citească Biblia, dar cum ar putea un creștin să selecteze totuși și predicile care construiesc o filozofie bună despre viață, emisiunile care construiesc o filozofie bună despre viață? Pentru că am remarcat
faptul că toată această oportunitate pe care o avem în secolul acesta de a avea multe predici, multe emisiuni, toate aceste lucruri, nu tot timpul au construit, ajutat creștinii să-și construiască. Care ar fi câteva sfaturi practice? Cum să selectez? Da, e grea întrebarea, trebuie să recunosc, poate cea mai grea dintre toate. Și de ce? Pentru că lucrurile nu sunt simple. Este o întreagă junglă de idei. Există disimulări în multe domenii, dar mai ales în domeniul religios, înșelăciunile pot fi foarte mari. Dacă Domnul Iisus a confruntat cu un întreg sistem și spunea fariseii care pe afară arătați grozav, dar înăuntru sunteți morminte, văruite. Deci fenomenul acesta, și păziți-vă că vor veni învățători mincinoși, este atât de prezent și atât de periculos și atât de perfid și atât de subtil încât nu numai că există, dar sunt unii care sunt în categoria asta și nici măcar nu știu că sunt. Deci există și numai că se înșeală pe ei, dar înșeală și pe alții ca niște călăuzitori. Deci, subiectul... Și sunt poate chiar mai apreciați decât cei care și li se confirmă, proclamă adevărul. Că li se confirmă că e bine, dă-i frate înainte, că mergi pe calea cea bună, atunci el și mai mult persistă în ipocrizia lui. Deci lucrurile sunt foarte delicate, dar dacă ar fi să încerc să-i dau omului o lentilă, un principiu simplu care să-l aplice, fie că e o emisiune, fie că e vorba de o predică, fie că e o conferință, că e o carte, că e orice mijloc de comunicare și de interacțiune interumană, îmi dau seama că o concepție despre lume și viață biblică îl are în centru pe Hristos. Pentru că spune, când va veni Duhul Sfânt, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și Hristos trebuie să fie punctul focal al tuturor lucrurilor, adică ceva cristocentric, dar mai trebuie să adaug neapărat ceva. Că dacă mă opresc aici, tot n-am ajutat prea mult, pentru că și cei care îi înșeală pe alții, în mod voluntar sau involuntar, mulți tot la Hristos fac apel. Și spun, noi suntem cristocentri și Hristos așa, și Hristos așa. Și de fapt tot pe sentimentalism și tot în eroare duc pe oameni. Deci, da, este important să fie Hristos centrul, dar i-aș invita pe cei care ne urmăresc, coroborat cu aceasta, să se mai uite la ceva, la o altă idee, și anume, dacă modul în care Hristos este prezentat prin toate aceste forme mă ajută pe mine să mă smeresc, să mă micșorez și El să crească. Așa cum spunea Ioan Botezătorul când era cristocentric. Ioan Botezătorul spunea, este vremea ca eu să mă micșorez și El să crească. Deci dacă în urma predicilor, emisiunilor, cărților, știu eu ce alte lucruri, chiar dacă Hristos mai apare prin propoziții și lumea zice că despre Hristos e vorba, când se termină toate astea, omul se simte mai mândru, mai arogant, se poartă mai urât cu semenii și trăiește mai departe în păcat, confirmându-i că e bine să stai în starea aceea, acolo este pericol foarte mare. Dacă, în urma tuturor acestor lucruri care înalță pe Hristos, omul spune, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă smeresc, trebuie să-mi cer iertare, trebuie să mă port frumos cu semenii. Și are loc acest fenomen de pocăință reală, de pocăință nu doar ca un eveniment punctual, ci ca o stare de viață, atunci e bine. Deci luați acest principiu, urmăriți predicatori care îl predică pe Hristos, dar și unde vedeți că în urma acestor predici oamenii se smeresc și se pocăiesc. Deci cumva transformarea este un element, un indicator al acestei învățături. Cu siguranță orice învățătură transformă, și una bună și una rea, dar, dacă înțeleg bine, criteriul acesta este o învățătură sănătoasă, mă va transforma în asemănarea cu Hristos și mă va face să-L întrupesc pe Hristos, de fapt, în realitatea în care eu trăiesc. Cred că am discutat în seara aceasta subiecte foarte interesante, poate un gând așa de final, pentru că deja timpul a trecut atât de repede, înseamnă că am fi putut să discutăm încă mult, mult mai mult timp despre aceste lucruri foarte interesante și foarte folositoare, cred. Da, un gând de final este acesta. Toată legea Vechiului Testament se include într-o poruncă principală. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și aș spune că cei credincioși nu sunt chemați la lene și să se ascundă în spatele faptului că noi suntem smeriți și nu trebuie să studiem, să citim, să depunem efort. Da, Dumnezeu trebuie iubit și
filozofia este o cale prin care îl putem iubi pe Dumnezeu cu mintea noastră, cu condiția să vedem limitele, să nu facem un idol din ea și să înțelegem că Scriptura bate tot, este deasupra tuturor lucrurilor. Da. Mulțumesc mult pentru prezență în această emisiune. A fost o plăcere să discutăm despre aceste lucruri foarte importante. Mulțumesc și eu. Și vreau să vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit. Aș vrea să reținem faptul că există adevăr absolut. Noi nu trăim într-o confuzie, noi nu suntem într-o permanentă contestare a adevărului. Adevărul absolut există. A doua veste bună este că acest adevăr a fost descoperit. A fost descoperit în cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt al lui Dumnezeu este suficient pentru viața noastră și are răspunsuri pentru situațiile prin care noi trecem. Da, trebuie să studiem filozofiile acestei lumi pentru a înțelege mai bine cum trăiesc oamenii, cum gândesc oamenii și pentru a învăța cum să transmitem mai bine cuvântul lui Dumnezeu într-o astfel de generație. Mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă doresc o seară bună tuturor. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei care ați urmărit această emisiune. La revedere!